După mai bine de 16 ani, Aurul Brad a reușit o nouă victorie în Liga a 3-a de fotbal. Acest lucru s-a întâmplat într-un meci contând pentru etapa 11-a din seria 7-a, în care Aurul a câștigat acasă cu 3-0 jocul cu Viitorul 2 Târgu Jiu, penultima clasată cu 9 puncte, această victorie reprezentând și primul succes stagional al brădenilor. O victorie mult așteptată, să zic așa, meritată. A fost un meci pe care l-am controlat de la un cap la altul, să zic așa, cu puțin mai greu la început, primele 10-15 minute, în care și echipa de la Târgu Jiu ne-a pus, așa să zic, mici probleme. Și vreau să-i felicit pe băieți pentru că au venit cu o echipă destul de tânără și au făcut față nivelului de Liga 3. Brădenii rămân cu 4 puncte, tot pe ultimul loc, și speră ca și în viitor traseul lor să fie pe un trend ascendent și să nu mai piardă puncte pe finaluri de meci, așa cum s-a întâmplat în destule rânduri în actuala ediție de campionat. Sunt momente și momente în fotbal și dacă nu suntem concentrați pe întreaga perioadă a unui meci, apar greșeli și fotbalul te taxează de multe ori când ți-l mai dragă. Într-adevăr, am pierdut meciuri la limită, greu, dar să sperăm că ne-a revenit odată cu victoria de la ultimul meci. Chiar dacă au ceva probleme de efectiv, cei de la Aurul speră într-o evoluție bună în meciul următor de vineri 12 noiembrie de la ora 14 de pe terenul celei de-a 6-a clasate, Progresul Ezeriș, care are 12 puncte. Să sperăm că va fi bine și încercăm să obținem punct sau puncte. La Ezeriș vom juca vineri și mergem acolo. Din păcate nu avem tot lotul la dispoziție, dar care suntem cu siguranță să dea tot în teren ca să reușim să scoatem punct sau puncte, cum ziceam. Celelalte două echipe hunedorene din serie, Jiul Petroșani și CSM Deva, au jucat între ele în vale, victoria revenind oarecum surprinzător după poziția din clasament formației gazdă cu scorul de 2-0. După acest succes, Jiul a urcat pe 7 cu 11 puncte, dar runda viitoare, sâmbătă 13 noiembrie de la ora 14, are o deplasare extrem de dificilă la liderul detașat al seriei, CSM Reșița. Chiar dacă a pierdut, Deva cu 22 de puncte la 9 în spatele liderului rămâne pe poziția secundă. Devenii au beneficiat și de jocul rezultatelor, întrucât următoarele două clasate, Pandurii Târgu Jiu cu 21 de puncte, a remizat acasă 1-1 cu Ezerișul. Pe locul al patrulea, ultimul care duce în play-off, rămâne tot cu 21 de puncte, Voința Lupac, care a câștigat cu 2-1 deplasarea de la Gilortul Târgu Cărbunești. De altfel, echipa din Cărbunești va fi viitoare adversară a celor de la CSM Deva vineri de la ora 14, meciul urmând se disputa la Orăștie. Distanța dintre locul 4 și 5, primul de sublinie, cum s-ar zice, este de 9 puncte după eșecul de acasă cu 6-1 al celor de la Viitorul Șimian în fața liderului din Reșița. Trebuie menționat că în continuare la competițiile sportive nu este permis accesul publicului, așa că și meciurile din acest weekend se vor disputa tot fără prezența microbiștilor în tribune.